La 14 ani este greu să știi ce e bine, ce e rău, ce ai voie să faci și ce nu ai voie să faci. De aceea există familia. De multe ori, chiar dacă ne place sau nu, trebuie să ne bucurăm că avem pe cineva aproape. Mulți dintre noi nu au însă această șansă. Părinții noștri trebuie să facă față solicitărilor zilnice, casă, familie, serviciu. În foarte multe cazuri însă, aceste coordonate dispar și așa ajungem să-i vedem pe părinții noștri cum caută disperați un loc de muncă, preferabil în România. Această șansă nu se arată întotdeauna tuturor, de aceea unii oameni aleg drumul străinătății, acolo unde câștigurile par imediate și substanțiale. În astfel de cazuri, supravegherea copiilor cade în sarcina bunicilor, mătușilor, a unor unchi sau vecini, unii dintre ei prea puțin interesați de soarta copilului pe care îl au în grijă. De aceea, rămânem singuri acasă. Supravegherea părinților este pentru unii o povară, pentru alții o necesitate. Trebuie să recunoaștem că fără o îndrumare corectă putem nimeri, de foarte multe ori, în situații din care nu știm să ieșim. Atunci când îndrumarea lipsește, pentru că de fapt părinții nu sunt alături de copii, se ajunge câteodată la comportamente deviante, adică acolo de unde, la un singur pas greșit, treci de cealaltă parte a barierei dintre bine și rău. Costel a plecat de acasă când avea numai 11 ani. Nimeni nu s-a sinchisit de asta, pur și simplu s-a suit în tren și a venit în oraș, unde ispitele și distracțiile erau nenumărate. Poate că nu ar fi ajuns atât de departe dacă mama sa ar fi rămas în continuare acasă și nu ar fi plecat în străinătate. Costel avea nevoie de bani, iar la 14-15 ani, când ai și niște prieteni care să te sfătuiască de bine, cel mai ușor e să apuci pe calea greșită. Sunt arestat pentru furt de telefoane mobile. Sunt condamnat la un an 6 luni de închisoare. Acum 5 ani, anul 2000, mama mea a plecat în Italia, iar fratele meu învăța în Iași la liceu CFR. Eu cu tata nu mă corespundeam, nu mă înțelegeam bine și am plecat de acasă. Eu îmi făceam mâncare, eu îmi spălam, eu mă îngrijeam. Deci mie nu îmi spunea nimeni, voi nu te duc acolo, voi fă aia. Păi nu fă aia. Eu sunt singur, deci am fost lăsat mai mult de capul meu, n-am avut ce să mai educ. Păi stăteam în gazdă, stăteam cu chirie, îmi plăteam în chirie, stăteam în oraș la mine acolo, la Târgu Frumos. După aia mi-am închiriat o garsonieră, stăteam singur în garsonieră. Din cauza anturajului, cu băieții, cu prietenii, mă luam cu unul cu altul, mă duceam, furam telefoane. Chiar tăiam pe distracție. Ne plăceam în distracția, ne distram prin discoteci, prin baruri. După distracție vine întotdeauna nota de plată. De această dată a fost una pipărată. Ar fi putut de ta dacă părinții mei erau, părinții mei, mama, dacă era alături de mine și nu pleca în Italia. Cazul lui Costel nu este singurul. Zeci de alți tineri lipsiți de supraveghere au luat-o pe drumul fără de legii pentru că nu a avut cine să se ocupe de ei. Dar cine ar trebui să se ocupe de ei? În primul rând, familia. Dar când aceasta nu mai e de mult grija copilului lipsit de apărare în fața ispitelor și a greutăților tipice vârstei, adesea intervine anturajul, care pentru unii ține loc de mamă și de tată. Mama mea a plecat în Italia din 2003. Și atunci a fost prima dată când am căzut la pușcărie, pentru că la mine e a treia oară când sunt la închisoare. A plecat în septembrie, iar relația mea cu tatăl meu este foarte rece, foarte, foarte rece, mă batea tot timpul. Și cred că ăsta e motivul care am căzut prima dată la închisoare. Atunci nu am stat mult, am stat puțin, dar tot din cauza lui nu am putut să-mi continui școala după ce m-am eliberat, pentru că m-a retras de la școală. Și nu am putut să o continui și am continuat viața de infractor. N-am avut ce face altceva. El tot așa vrea să fie totul perfect, iar eu nu puteam să fiu perfect, copilul perfect. Și am învins anturajul la un moment dat. Prietenii buni, am avut mulți, am avut care m-au învățat de bine, dar am reușit, fără să vreau, să îi îndepărtez pe toți. Și să rămân la anturaj, la anturajul rău.
Prima oară, în 2003, am căzut la pușcărie cu tâlhării. Da. Erau mai mari ca mine, toți erau majori, eu aveam 15 ani. M-au convins repede. A doua oară am căzut la pușcărie tot cu tâlhării. Data asta nu era așa mare diferența de ani între noi, era de un an, dar deja a început să-mi devin eu capul. Îl luasem eu pe el. Și acum am căzut cu fur de buzunare. Mă distram, beam, fumam, mai multe prostii. În ultima vreme început să mă droghez. Trebuiau mulți bani și nu aveam de unde să iau decât să fur. Acasă nu aveam ce fac. Tata, cum mă prindea, cum ieșea scandal, mama era plecată. Da, am avut prieteni buni, tare, prieteni de când sunt copil mic, care mă învățau de bine și nu mai de bine. Au ajuns studenți acum și puteam să fiu și eu student, da. Și am avut de ales între ei și partea asta la alta hoților. Am ales hoții, am ales pușcăria. Regretele sunt tardive, dar adună foarte multă durere. Nu e pentru nimeni la îndemână să ajungă în spatele gratiilor la o vârstă atât de fragedă. De fapt, la orice vârstă. Atunci când unii se gândesc ce facultate să aleagă, ce viitor își construiesc, alții sunt treziți la ora 5 de dimineață pentru raport. Fraților, alegeți băieți care mă învață de bine, că aici nu-i viață. Aici vă pierdeți tot viitorul. Nu mai aveți ce faceți. Odată ce ați furat, odată ați căzut la pușcărie, tot aici vă întoarceți. Viața instituționalizată și pentru un adult este cât se poate de dificilă. În momentul în care ajungem despre o persoană în formare, în toate punctele de vedere, este cu atât mai dificil. Gândiți-vă că în mare parte aspirațiile lor de viață deja sunt aproape nule. Toate șansele lor deja pornesc de la un standard mult mai scăzut vis-a-vis de cei din afară și sub nicio formă nu le poate face nimic bine viața într-o instituție așa cum este penitenciarul. M-am luat cu băieții, cu anturajul și am spart în magazin din care am luat dulciuri, bani. Ce ai făcut? I-am dat înapoi pe ce s-au aflat și asta s-a întâmplat din cauza că mama a plecat din țară. Am stat cu tata vitreg, nu m-am înțeles cu dânsul. Cred că dacă mama ar fi fost lângă mine nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat. Tendința unora dintre tineri e de a nu ține cont de nimic. Uneori, nici măcar de sfaturile prietenilor din anturaj. Mulți au zis că nu pățesc nimic dacă sunt prinși săvârșind infracțiuni. Realitatea e alta, uneori chiar îngrozitoare. Și copiii pot fi pedepsiți. Cele mai frecvente infracțiuni săvârșite de minori sunt furtul, furtul simplu, tâlhăria, lovirile și vătămările corporale, precum și ultrajul contrabunelor, moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice. Săvârșirea în public de acte, gesturi, proferarea de cuvinte sau expresii, ori manifestările prin care se aduce atingere bunelor, moravuri sau ordinii publice, sau prin care se produce scandal public, constituie infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice și se pedepsește de lege cu închisoare de la 6 luni la 2 ani și 6 luni în cazul minorilor. De exemplu, manifestările indecente, provocarea de scandal în baruri, discoteci și alte locuri publice. Un astfel de exemplu îl constituie manifestările indecente, producerea de scandal în baruri, în discoteci, pe stradă, la scara blocului. De o frecvență îngrijorătoare sunt și infracțiunile de violență săvârșite de către minori. Pedepsele, în funcție de gravitatea leziunii produse,
pot varia de la amendă până la 3 ani și 6 luni de închisoare. Cazurile tinerilor sunt analizate cu foarte multă atenție de cei care se ocupă de astfel de probleme. Uneori e bine să te adresezi cuiva care să fie altcineva decât cei cu care te vezi zilnic, un om în care să ai încredere. Grupul de prieteni din cartierul în care locuiesc influențează negativ spre tot felul de infracțiuni. Ei interiorizează valorile acestui grup, care preferă violența, care au un limbaj indecent, un anumit gen de vestimentație, iar toate acestea împreună duc la săvârșirea de infracțiuni. O altă caracteristică a tinerilor care săvârșesc acest gen de infracțiuni este faptul că manifestă o puternică dorință de libertate, iar în momentul în care părinții sunt plecați în serenătate, dorește să se exprime și să exploreze cât mai mult această libertate, în special cea financiară, mai ales că primesc lunar o anumită sumă de bani pe care o cheltuie în diverse locații. Primind o sumă lunară de bani de la părinți, copiii se învață cu banii și ceea ce îi face să-și dorească din ce în ce mai mulți, mai ales că anturajul știe să fructifice acest gen de slăbiciune, dorința de a câștiga mai mult îi face să fie mai vulnerabil la a fura, la a săvârși anumite spargeri, la a produce chiar tâlhării. Din păcate, părinții consideră că doar trimițându-le bani este suficient pentru educația lor și pentru a-i proteja de rele din societatea în care noi trăim. Însă, din păcate, acest lucru se întoarce chiar împotriva viitorului lor. În această vreme, câteva zeci de oameni încearcă să facă față fenomenului și să înțeleagă mecanismele prăbușirii unui copil sau tânăr. Polițiștii au foarte des de-a face cu băieții sau fetele care au acceptat tentația câștigului ușor în schimbul libertății. Asistăm la o creștere a lipsei de motivație față de educație, care este încurajată de falsele modele. Vorbim aici despre părinți, despre rude care au terminat o facultate și care totuși au trebuit să ajungă în serenătate, unde lucrează munci necalificate, câștigă anumite sume de bani care le permit un trai cât de cât decent. Astfel de modele false și împreună cu alte persoane care au câștigat peste noapte imense sume de bani, îi încurajează spre un viitor în care educația nu-și mai găsește rostul. De fiecare dată când simțiți nevoia să întrebați, nu ezitați. Ezitarea poate duce la acceptarea unor compromisuri care de cele mai multe ori nu au un final fericit pentru nimeni. E greu să știi la vârsta asta ce e bine și ce nu e tocmai bine, ce e rău și ce e interzis. Cărările noastre duc într-un singur sens, acela pe care îl vrem noi.